Vladimir Țurcanu vine din centrul Moldovei, de la Orhei. N-a ieșit din satul lui decât la armată și pentru tratament. În schimb, mulți alți consăteni mai tineri sunt plecați la munci peste hotare. Bătrânul are 10 copii, dintre care 3 au plecat în alte sate, mai aproape de oraș, iar 6 sunt plecați peste hotare. Unii muncesc legal, alții la negru. Unii și-au luat familia cu ei, alții îi trimit bani acasă. Ei au grijă și de bătrân. La ai săi 77 de ani, Vladimir Țurcanu se află a doua oară în viață la un sanatoriu. Eu am fost la sanatoriu, în 55. Păi, îmi fac așa o fericire că eu nu-s vrednic să mulțumesc, să nu vezi cum s-a spune. Eu scris o scrisoare de acum, cum a ajuns la sanatoriu, cum... Dar mă sunt bine, că anul trecut eu făcut subteocul să vin și n-am vrut. Amuz, te duci numai decât. Te duci, hodinești, la să lucrui, să lucrurile găsări, dar te duci, te hodinești. Fiul care locuiește cel mai departe l-a vizitat la sanatoriu în primele zile. Vasile are a patra oară de când vine. Da. Leonora a fost și a luat niște gen. Și Mitea a fost anul trecut, ca în vremea asta. Timofii cu toți copiii e acolo și ce că e venit și el aici, dar nu știu, e dus înapoi, ori nu. Păi primul s-a dus Italia Vasile, când s-a dus fără documente. Când spune trenul zice pe Vadoane și acolo s-au făcut documente și apoi nu s-a mutat în Franța. Dar aici l-am zis și în Italia și el așa să le-a în Franța, care au fost la mine. Copiii cât au fost mici, mă rog, erau și cerințele mai mici, dacă au început să crească copii mai mari, vedeau că tot trebuie mai multă cheltuială, mai mult aveau nevoie și de finanță și copii să-i crească, să-i dăie la școală. Și prin punctul ăsta de vedere, fiecare a început să plece câte unul din familie. Mama dumneavoastră ea ți spune că e fainic faia ca să rămâi Petric în vale și la mine rămâne fainicușor și doi frați în sat. Și am plecat așa la, de la Italia și am rămas numai eu în sat. E, cu stroica, nu știu ce se ocupă, nu... este, da, necușor nepotul, mă zic cu așazul, ca cum e ca aici, liceuri, așazul, toate, struiile astea, cum se cheamă, mehanic. I-au cumpărat, i-au cote, i-au pământul care le-au cumpărat, dar și în părloagă, dar trebuie tehnic, trebuie oameni să lucreze, trebuie bani, trebuie să investești în pământ, dacă scoți, îmi pierderi mai mult. Și când anul trecut au venit, ca niciodată, amândoi serafim și... Dar Vasile i-a dus să care pot să mă la mine. Un mătrat, atunci măcar la bătrâne să culci fie moare. Am șestit împreună, am cântat că în ajorul Crăciunului. Ei, tata, ei, deci la mata aici, a să și 8-5, o vremea încă o casă. Așa s-au adunat în curtea omului 3 case, a părinților lui, cea făcută de el și una nouă construită de copii. Deci poate că e bine ca oamenii să plece. Clar lucru că nu-i bine, dacă așa e situația în țara noastră, că nu a avut grijă statul să ne dăie locuri de muncă unde să lucreze. Și nu-i plăcut, ei n-au plecat de bunăvoie și n-au plecat de plăcere că se ducă să... Asta că nu au putut să trăiască aici în punctul de vedere material. Vladimir Țurcanu a devenit recent străbunic. Are 23 de nepoți și un strănepot, dar pe mulți dintre aceștia nici nu i-a văzut. Nepoți, dar pui, am încercat să-i număr și nu-i sporește. Aici care au fost la Sălini, i-au arătat că are o fel de oglindă și i-au arătat și s-au zis cum cântă ei la un fel de aparat. Stabiliți acolo, nu știu cum, la concret că ei vor să rămână acolo, nu, dar până și să mai află acolo. Italia, eu? Păi eu mă rog, dar cine, și cu ei trebuie să fiu acolo? Să-ți vezi băieți. Eu mă rog, și de m-am deprins, de, dacă ești cum băsul, m-am deprins, dacă m-ar duce și acolo, și acolo m-ar duce. Și acolo nu iar găsit de lucru, măcar să mă atorm în stradă, așa.
problemele de sănătate a părinților mei. M-am făcut să mă întorc înapoi în țară. Și deoarece m-am întors în țară, m-am întors fără niciun document italian sau o posibilitate de a pleca și nici tare nu m-am stăruit să plec. Dar în orice caz m-am aranjat așa încetșor acasă, tot cu munca, tot în construcții, mai... Construcția adică e de bază la mine. E rău, Eugenie, trebuie să muncești aici, lucrăți în polul Sirenei, ați rămân aici. Sărapim, nu știu, au venit sărbătorul, nu, dar au fost două luni în urmă post aici, pentru că vine și mai vizitează mara să vadă și se mai pașe acolo, pașe gard prin prejur și de gravă poate aduce și mecanismele în mara să fac să lucreze. Mulți doresc să și o moară cât mai aproape și după nu, măcar în primul rând să aibă de o mălig să duc mai la Bralcea, la Călăraș încolo. Ori veni să-l ocupa mai serios, mai intens, mai... Trebuie investiții și cu statul nu mă propun că dau ajutor, dar greu dau ajutoarele astea și... Statul n-aș spune că permite mai mult în groapă, dar cum îți... Corupt, cum e statul corupt, așa te lucrezi corupt și tu. Aici, după cum este conducerea, după cum e situația la noi în țară, nu e de lucrat aici. Cu ajutorul Dumnezeu mergi încetișor să faci treabă. Important să ai voința, să ai voința de muncă. Poți să zic că e mai bine, tot acasă e mai bine, oriunde te duci, tot acasă te tragi, da? Da. E altfel lumea, e altă mentalitate. Dar nu văzut clar nimic. Și vorba și nu-i bunii care bate, e bunii care luptă.